bărbați în casă. Ce? Am fost? Da. La ora asta? Spune să vie după Paște. Eu cred că a venit să fure. Să fure? Da. Ce să ne fure? N-are importanță. Gestul contează. Scoală, doamne, n-ai un scoală. Soacră mea? A venit soacră mea? Un hoț a venit. Un hoț? Păi n-auzi. Unde? Stai așa. Nu mișca. Nu mișca. Nu clipi. Nu nimic. Mâinile sus. Mâinile sus. Vreți să nu mă mișc sau să ridic mâinile? Nu mișca. Nu mișca. Mai încet că trezești vecinii. Cine ești și ce cauți aici? Hai repede. Altfel chem poliția. Eu sunt iepurașul de Paști. Atunci eu sunt Babadochia. Și eu sunt Ali Baba și cei 40 de hoțule. Păi dacă ești iepurașul, unde ți-e blana și urechile? N-am mai avut destui bani pentru taxi. Ce era să fac? Mi-am lăsat blana. Mă, iepurașul merge cu taxiul? Stimată doamnă, păi la prețurile care sunt în ziua de azi la carne, dacă veneam pe jos, mi-ajungeam eu viu și nevătămat la dumneavoastră. Dar unde sunt urechile? Dar sunt false, minți! Ce? Da. Auzi? Ia spune-mi tu mie o poveste ca să te cred că ești personaj mitic. Dragul iepurașului, nu eu spun povești. Mie mi se spun povești. L-am prins. Ce? Unde sunt jucăriile în nepoților noștri? Uite, aici le-am pus. Le-am pus aici în iarbă. Îi așteptam. Le-am confiscat. Cum adică le-ai confiscat? Păi tu aduci daruri, nu le iei. Păi da? Păi alea erau jucării. N-ați aduce energofage, erau pe cât costă kilovatul în ziua de azi, plăteați curentul pe 1000 de ani, dacă nu eram eu. Scoate repede jucăriile. Și ce dacă erau energofage? Dar erau energofagele noastre. Oameni buni, lăsați-mă. Le iau, le retehnologizez, le restructurez și pe urmă mai vedem noi. Ce asta mai vedem noi? Domnule, iartă-mă că te întreb. Dumneata, ești NATO sau iepurașul de Paști? Dragul iepurașului. Dragul iepurașului, să știu de bine că ți le plătesc, dar nu vi le dau înapoi. Nu, pe ce o să zică nepoții voștri când o să vadă prostiile alea pe care vreți să le dați? Dar ce o să zică poliția când o să te vadă pe dumneata? Nu vă faceți griji, am trecut pe la ei. Da. Ce să mai lungim? Îmi îndeplinești 3 dorințe și te lăsăm să pleci. Stimată doamnă, vă rog foarte mult, eu nu sunt peștișorul de aur. Stai, dragă, nu te enerva. Dar de ce să enervezi? Măcar 2 dorințe, una soției mele și una mie. Ah, doamne, adulți ăștia. Bine, luați loc. Închideți ochii. Așa. Da. Planta. Bine, acum deschideți ochii ușor. Nu, întâi, doamnă. Să crezi că e adevărat. Oi, dragă, cine știe de unde l-a furat? Te rog foarte mult să nu mă enervezi că te trec imediat în șomaș și fără preaviz. Parcă trebuie să fie purașul ca să-mi faci asta. Îndeplinește-mi și mie dorința? Chiar vrei? Chiar vreau. Acum? Acum? Aici. Aici. Pusi. Iepurașule. Aude, iepurașule. Iartă-mă, domnule iepuraș, că nu mai fac. Ia uite aici. Îți spun o poezie. Iepuraș, drăgălaș, ai fugit de pe imaș. Și nu mai iau-o de aici. Nu mai fur, nu mai cer comisioane, nu mai iau-o, te rog. Pe cine să iau? Secretara șefului tău, infidelule, necredinciosule, Casanova! Asta merită după atâția ani de căsnicie? Pusi, da, agitată e persoana. Ce face? Acum pune aspiratorul pe amândoi, ești? Stai, mamă, stai puțin, că nu e ce crezi tu. Eu am avut o datorie mai veche. Doamnă, cu
cu datoriile și cu femeiul să nu te joci. Păi, sigur, cu femeiurile nu trebuie să te joci. Eu mi-am pus o dorință, o dorință așa, în general, așa de schimbare, ca toată lumea. Pe mine vă rog să mă scuzați. Sărbători fericite, să vă păstrați cu drag cadourile. La revedere! Pleci! Cine lași cu toate astea pe cap? Chem poliția! Doamnă, nu se poate. N-am ce face, niciun copil nu-și dorește un aspirator, ca să nu mai vorbesc de dorința soțului dumneavoastră. De ce taci? Păi ce să fac? Spune să ia, să dispară asta de aici! Mamă, dar iepurașul ne aduce cadourile, nu le ia. Nu le ia. Spune să dispară! Altfel chem poliția! Vecine și pe mama! Mamă, ce să-i facă poliția iepurașului? Ce crezi că este chiar iepurașul? Auzi, iar începeți? Nu mă enervați că la anul nu mai vin pe la voi. Adio! Adio și tu! Dar asta nu-i cadoul dumneavoastră, cadoul soțului dumneavoastră. Lăsați-l și pe ele. Domnule, spuneți și dumneavoastră ceva, sunteți bărbați, ce naiba? Adevărul e că iepurașul nici nu există. Care va să zic că sunteți liberi cugetători? Da. Atunci, dacă mă enervați și nu mi s-a întâmplat de mult, o să-mi iau darurile înapoi. Închideți numai ochii, închideți ochii. Închide ochii și fa să dispară asta. Formidabil. Parcă a fost un vis. Un coșmar. Aiurea, a fost chiar iepurașul. Uite, a dispărut aspiratorul. O chem pe mama. Stai, dragă, puțin. Stai puțin. Am visat amândoi. Nu poate să dispară așa de ușor o aspiratoare. Un aspirator. Un aspirator. Nu vezi că e lanțul pus la ușă? Pe unde să iasă dacă e lanțul pus la ușă? Nu mă interesează, pe horn, pe fereastră, pe ușă. Gata, de mâine, cu mătura în mână, de dimineață până în seară, în casă. Să dau eu cu mătura? Da. Bine, îți dau eu cu mătura, da. Te rog, n-o chema pe maică ta? Te rog, dite. Nu, ți-ai că-ți strici părușii. Am glumit? Ne-am jucat. Poate cu folos? Poate fără folos, dar fiind de Paști... Vă spunem tuturor, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Și vă urăm la mulți ani!